Haideți să deschidem în această dimineață Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetele 6, 7 și 8. Versete foarte cunoscute nouă tuturor. Filipeni 4, versetele 6, 7 și 8. Ia uitați-vă ce spune aici Cuvântul Domnului. Dar de fapt, de ce să nu-L citim toți împreună? Haideți că mai bine se întipărește în mintea noastră. Toți să ne unim glasurile și să citim acest cuvânt. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Domnul să binecuvânteze și ogorul, și Domnul să binecuvânteze și semănătorul. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, am o întrebare pentru dumneavoastră. V-ați îngrijorat vreodată? Tocmai mi-a plecat materialul didactic. Micuța Ruth era aici, voiam să o aci sus, sunt o întreb pe ea dacă se îngrijorează de ceva. Dar a trebuit să plece, cred că, la mama și copilul. Ei bine, vreau să vă spun, copiii mici, nu i-ați auzit să se frământe nici de bani, i-ați auzit? Ăștia care sunt mici. Cipri ți-a cerut la vreodată bani până acum? Nu. Ai văzut vreodată să plângă că n-ai adus destui bani acasă sau ceva de felul ăsta? Nu. Dragii mei, noi însă ne îngrijorăm. Avem problema aceasta. Suntem interesanți noi oamenii. Era odată o bunicuță care n-a mai zburat cu avionul niciodată. Și au trimis-o copiii să meargă la ceilalți copii, avea parte din familie într-un alt oraș. Au trimis-o să se ducă cu avionul, i-au luat bilet de avion, beata femeie, cu emoții, cum va fi zborul cu avionul. Și după ce a zburat cu avionul, a ajuns la ceilalți nepoți și când a ajuns acolo nepoții pe lângă ea, na, bunica, te-a ținut avionul la care a zis, m-a ținut, dar să știi că nici eu nu m-am lăsat cu toată greutatea. Știți că noi cam așa suntem? Cei mai mulți dintre noi. Dacă v-aș întreba, frații și surori, ne poartă pe noi Domnul prin toate lucrurile vieții acesteia? Sigur. Dar nu ne lăsăm noi așa cu toată greutatea în brațul Domnului. Asta e problema noastră. Și când nu ne lăsăm cu toată greutatea în brațul Domnului, ne îngrijorăm. Sunt oameni care au obiceiul de a se îngrijora. Haideți să fim cinstiți cu noi înșine. Cei ce au obiceiul de a se îngrijora să ridice mâna sus. Ia uite. În această zi, aș vrea să învățăm un alt obicei. Aș vrea să învățăm obiceiul de a nu ne îngrijora. Adică, aș vrea să învățăm obiceiul pe care ni-l cere Scriptura. Nu vă îngrijorați! Așa am citit noi toți astăzi. Și Apostolul Petru zice în capitolul 5 al primei sale epistole, în capitolul. În 5 din prima sa epistolă la versetul 7, știți ce zice? Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Aruncați-le! Aruncați-le asupra lui, căci el însuși îngrijește de voi. Dragii mei, lumea aceasta se confruntă cu o adevărată plagă. Zilele trecute, mai precis vineri, stăteam la masă cu niște frați și unul dintre ei spune, am citit un articol că peste câțiva ani de zile, patru din cinci oameni vor suferi de depresie. 4 din 5. E un procent îngrijorător. Și aceasta de ce, dragii mei? Pentru că oamenii au ajuns să se îngrijoreze nespus de mult. Pentru lucruri de care n-ar trebui să se îngrijoreze. Pentru că vreau să vă spun în această zi, fiecăruia dintre dumneavoastră, avem în fața noastră, în cuvintele pe care le-am citit din scriptură, rețeta anti-îngrijorare. De fapt, astăzi vrem să vorbim despre obiceiuri anti-îngrijorare. Mai am o întrebare pentru cei ce ați ridicat mâna și ați spus că aveți obiceiul de a vă îngrijora vă place să vă îngrijorați? La cine îi place să se îngrijoreze să ridice mâna sus? Cine zice, e așa plăcut să mă învârt noaptea, să mă tot frământ? E vreo unul din ăsta. Deci, nu ne place să ne îngrijorăm și totuși avem obiceiul de a ne îngrijora. Și obiceiul acesta ne face mare rău. De ce ne îngrijorăm? Unii ne îngrijorăm din motive financiare. Stăm și zicem, vai, nu ne ajung banii, trebuie să plătesc rata. Vai, nu o să mă ajungă banii până la sfârșitul lunii. Unii se îngrijorează din motive financiare. Alții, cei ce încep să încărunțească, încep să se îngrijoreze din motive de sănătate. Și zic, vai, mă doare aici, mă doare dincolo, vai, nu se instalează boala asta în viața mea. Alții se îngrijorează din motive de relații. Vai, ce o să zică ăla? Ce părere va avea cu tare? Oare ce se va întâmpla când mă voi întâlni cu nu știu cine? Tinerii, că sunt mulți tineri între noi, se îngrijorează mult cu privire la viitor. Termin facultatea, oare o să-mi găsesc job? Ce se va alege de viața mea? Alții se îngrijorează, mulți zicând, oare îmi voi găsi partenerul potrivit pentru căsătorie? Și lista cu motive de îngrijorare poate să continue la infinit. Însă, în această zi, frați și surori, vreau să vă chem pe toți în numele Domnului Isus Hristos să învățăm că nu este voia lui Dumnezeu pentru noi să ne îngrijorăm ci recitesc. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat. Știți ce se întâmplă, dragii mei? lucrăm adesea înspre nefericirea noastră. Noi lucrăm pentru nefericirea noastră. De v-aș întreba dacă vrem să fim fericiți, sunt sigur că toți ați ridicat mâna și ați zice, da frate, toți vrem să fim fericiți. Dar ce e fericirea asta? Dragii mei, să nu crea de cineva că fericirea e așa un val care pică din ceruri peste noi. Noi contribuim în mod direct la ceea ce se numește fericire. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Știți că putem să contribuim la nefericirea noastră? Mulți dintre noi contribuim la nefericirea noastră. Câteva exemple. De exemplu, sunt oameni care se alimentează cu ideea aceasta că viața este foarte grea. Vă întreb, e adevărat că viața e grea? curaj, că și eu zic că e grea. E o realitate, viața este grea. Dar, dacă tot timpul voi sta și voi zice, wow, ce grea e viața, cât e de greu, vai, cât de greu e să trăiești. Dacă ți alimentezi mereu gândul acesta, știi ce faci? Lași lupul să muște din fericirea ta în fiecare zi. Apoi, sunt alții care sunt convinși că ei nu pot să aibă încredere în oameni. Pot să ai încredere în oameni. În unii da, în unii ba. Dar dacă vei începe să cultivi gândul acesta, eu nu pot să am încredere în nimeni. Și te întorci în stânga și n-am încredere în ăla, te întorci în dreapta, n-am încredere în ăsta, te uiți înainte în ăsta, n-am încredere, te uiți înapoi, n-am încredere nici în ăsta, din nou lași lupul să muște din nefericirea ta. Și vei vedea că nu poți să te încrezi în nimeni și singur lucrezi la demolarea fericirii tale. Sunt și oameni în care poți să te încrezi, dar cu limită. Apoi, sunt oameni care se concentrează doar asupra lucrurilor nedrepte și rele. Vă întreb, sunt în viață lucruri nedrepte și rele? Sunt. Asta este realitatea. Dar dacă te uiți numai la ele, la lucrurile nedrepte, la lucrurile rele, din nou lucrezi la demolarea fericirii tale. Alții lucrează la demolarea fericirii lor comparându-se mereu cu alții. Și devin geloși, devin invidioși și trăim o vreme în care... Ia uitați-vă pe rețele de socializare. Cine își pune fotografia pe Facebook o pune așa. Nu mai pot de fericiți. Toți sunt happy. Și te uiți la ei și își mai pune câte unul poza la o masă pe care o mănânc o dată pe an, probabil așa de zdravă. Își pune cu toate pe masă și îl văd prietenii ăștia de Facebook, prietenii. Îl văd și bă, ăsta o duce bine, domnule. Ăsta chiar o duce bine. Și începe invidia să roadă, gelozia să roadă. Dragul meu, dacă alimentezi gelozia și invidia, asta va demola de asemenea fericirea vieții tale. De asemenea, sunt oameni care cred că ei trebuie să aibă controlul total asupra vieților. Ar fi vai de noi de a avea control total noi. Controlul total asupra vieții noastre la are Dumnezeu. Și atunci când oamenii simt că le scapă ceva din control, că asta nu pot să stăpânească ei, în loc să se ducă la Domnul și să zică, Doamne, aici eu nu pot, dar rog te frumos, fă tu! Ei stau și zic, am pierdut controlul și ajung la disperare. Nu pot să controleze ei lucrurile. Apoi sunt atâția care se tem de viitor. Au, ce tare se tem de viitor! Încât le e groază de ziua de mâine, le e groază de cele stă înainte, și unii își planifică așa de tare și încep să-și facă socotele de ce va fi peste 10 sau peste 20 de ani. Wow! Ce frumos zicea Domnul Iisus, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ajunge zilei, necazul ei, aici este rețeta. Dacă vrem să fim sănătoși, rețeta este să ne trăim ziua. Necazul zilei de astăzi e destul. Atâta putem să ducem, e sarcina maximă pe care putem să o ducem. Necazul zilei de astăzi, de vrem să-l ducem și pe ăla de mâine, și pe ăla de poi mâine, vom fi doboreți. De aceea aș vrea să înțelegem bine fiecare dintre noi. Nu e drept să te îngrijorezi de viitor, nu e drept să trăiești în trecut pentru că lucrez astfel la demolarea fericirii tale. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, aș vrea să vă chem în numele Domnului Isus Hristos din dorința de a vă fi bine. Vedeți ce scrie pe ecran. Formarea obiceiului de a nu mă îngrijora. Câți dintre dumneavoastră vreți să vă formați un astfel de obicei, să nu vă mai îngrijorați? Mâna sus! Eu ridic două. Ei bine, astăzi vreau să vă chem să începem o campanie anti-îngrijorare. La ieșire veți găsi schița predicii de astăzi, practic, care vă va ajuta să lucrați împotriva îngrijorării, să luptați împotriva îngrijorării. Și să faceți ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu Avem un text atât de simplu în fața noastră Care ne pune înainte rețeta cât se poate de clar Rețeta Domnului privitoare la ceea ce trebuie să fim noi ca și creștini Nu vă îngrijorați de nimic Vedeți? Ca să fie clar Avem aici în textul acesta o problemă Problema care este? Îngrijorarea Care trebuie respinsă Ziceți, problema problema. E îngrijorarea și ea trebuie respinsă. Procedeu. Ce facem? Cum procedăm când vine îngrijorarea? care e procedeul? Ziceți, procedeu. Ăsta e rugăciunea. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Deci, problema e îngrijorarea, asta trebuie respinsă. Procedeul este rugăciunea și asta trebuie practicată. Produsul! Ce se întâmplă dacă te rogi în mijlocul îngrijorărilor? Știți ce se întâmplă? Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Produsul este pacea, puteți să ziceți produsul. Produsul e pacea! Și apoi, dragii mei, după ce vine pacea, preocuparea noastră. Spuneți preocupare. Preocuparea noastră este să o păzim, pacea asta. Dar știți cum o păzim? Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este vrednic de prețuit, spre acestea să ne concentrăm. Dar haideți să vedem. Este un verset care mie mi-e foarte drag în Ieremia, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă s-ar putea pune pe ecran, e cuvântul lui Dumnezeu care l-a rostit Domnul prorocului Ieremia. Zice, apoi Domnul și-a întins mâna mea și, și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta, versetul 10. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești. Wow, ce lucrare! Dar uitați-vă ce spune după aceea, să zidești și să sădești. Vrem să avem obiceiul de a nu ne îngrijora? Ei, atunci trebuie să smulgem, să tăiem, să dărâmăm obiceiul de a ne îngrijora. Adică să nu mai vrem să fim îngrijorați, ci să vrem să nu ne îngrijorăm. Și ca să nu ne îngrijorăm, zic încă o dată, întâi trebuie să smulgem obiceiurile rele, acelea care ne-au dus la îngrijorare, și să ne formăm obiceiuri bune. Despre patru obiceiuri pe care trebuie să le cultivăm în viața noastră, aș vrea să vorbesc astăzi. Patru obiceiuri. Anti-îngrijorare. Cineva spunea că dacă 30 de zile practici un lucru, dacă 30 de zile îl practici în fiecare zi, după 30 de zile ți-ai format obiceiul. Sigur că sunt păreri diferite aici. psihologia asta spun. Dacă 30 de zile ai practicat același lucru, timp de 30 de zile, zilnic, îl faci, el, el devine deja un obicei. Eu vreau să vă chem așa, pentru dumneavoastră, ceea care nu vreți să vă mai îngrijorați. Aș vrea să începem campania aceasta anti-îngrijorare cu o zi de post. Știți, dumneavoastră că postul are putere. Aș vrea să vă chem să o începem cu o zi de post. Și știți când e ziua aia de post? Astăzi nu mai apucăm, nu? Dar mâine o facem. Numai cei ce nu vor să se mai îngrijoreze, să-și formeze obiceiul de a nu se îngrijora. De mâine eu vă chem la o zi de post. Veți lua la ieșire cei ce sunteți interesați și ieri vă vor da foaia aceasta. Campania aceasta debutează cu o zi de post. Și am să vă dau exemple din Scriptură. Oamenii lui Dumnezeu în momente de cumpăn, în momente grele, în momente dureroase pentru ei, în momente în care îngrijorarea a căutat să pună stăpânire peste ei, au căutat să postească. Haideți să și pun câteva versete înaintea dumneavoastră. Daniel 9 cu 3. Daniel într-o situație foarte critică. Uitați-vă, Daniel 9 cu 3 și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Așa vine biruința. Postind. De aceea vă chem să începem cu o zi de post. N-am zis cu 30 de zile de post. O zi de post. Să începem cu asta. Uitați-vă ce spune Ezra în capitolul 8, cu versetul 23. Același, același om al lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, care este într-o situație grea împreună cu poporul și spune, pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Uitați-vă ce spune Ioel în capitolul 1 cu versetul 14. Ioel capitolul 1 cu versetul 14, aceeași chemare la post. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrân pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Frate și soră, care ai de-a face cu îngrijorarea în viața ta, te chem astăzi în numele Domnului să stai înaintea Domnului cu toată seriozitatea și să zici, Doamne, vreau să postez dorința mea de a nu mă mai îngrijora, vreau să o subliniez cu roșu cu o zi de post și să stau înaintea ta, nu ca unul care se îngrijorează, ci ca unul care învață să arunce toate îngrijorările lui asupra Domnului. Doamne, ajută-ne. Dar haideți să vedem care sunt obiceiurile pe care trebuie să le cultivăm în viața noastră, obiceiuri anti-îngrijorare. Întâi, un obicei emoțional. Știți care este acesta? Nu vă îngrijorați. Pentru că îngrijorările aici ne afectează pe plan emoțional. Oh, când te îngrijorezi, pe plan emoțional ești tulburat din calea afară. Vine teama, vine neputința, vine frica, vine disperarea, toate acestea vin să te atace pe plan emoțional. Primul obicei pe care trebuie să-l cultivăm este pe plan emoțional și acesta zice, nu vă îngrijorați. Ce înseamnă asta? Toți am călcat porunca asta. E o poruncă, Știți dumneavoastră că în ultima vreme se folosește un concept foarte interesant. Inteligență emoțională. Nu știu dacă ați citit despre asta. Inteligența emoțională. Ce este inteligența emoțională? Este acea inteligență care te ajută să îți înțelegi propriile emoții și să le gestionezi în mod corect să înțelegi emoțiile celorlalți și apoi să poți gestiona relațiile cu ceilalți. Asta e inteligența emoțională. Știți că nu toți oamenii sunt foarte inteligenți emoțional? Vezi pe câte unul care nu-și poate stăpâni în mânia și văzut zilele trecute, așa, un filmuleț în care cineva nu putea să vadă, era pe internet, cineva nu putea să vadă meciul și a luat un laptop de mai mare frumusețe. Cui nu i-ar fi plăcut așa un laptop? Și a luat laptopul ăla și -a dat în televizor pentru că îi se oprea televizorul când e Troia să vadă el meciul. Ăla nu era inteligent emoțional. <laughs> să fie clar, nu-și putea stăpâni emoțiile. Ei, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi este că avem nevoie de această inteligență emoțională și cel ce ne-o poate da e cel ce ne-a dat și inteligența rațională. Cel ce ne -o poate da este Domnul. De aceea vreau să vă chem în această zi, frați și surori, veniți să înțelegem că primul lucru, primul obicei pe care trebuie să-l cultivăm este obiceiul acesta emoțional, să zicem, nu îngrijorării. De ce spun lucrul acesta, dragii mei? Pentru că orice facem, dacă acceptăm îngrijorarea, de exemplu, regretăm trecutul, ne îngrijorăm cu privire la trecut, știți ce se întâmplă? Adunăm stres peste noi. Ne îngrijorăm cu privire la viitor, adunăm stres peste noi. Am o știre importantă, fiți atenți. E o știre pe care nu știu dacă uh, ați auzit-o sau n-ați auzit-o. Îngrijorarea, uitați-vă în istorie. Îngrijorarea niciodată nu a schimbat nimic în istorie. Nimic! Îngrijorarea nu schimbă nimic în bine decât în rău. Era povestea aceea, uh, o poveste arabă, în care la un moment dat un, un om s-a întâlnit cu moartea, zicea care intra într-o cetate și s-a dus, uh, când s-a întâlnit cu moartea, a zis, ce faci? Zice, mă duc în cetate pentru că trebuie să iau viața, să omor 500 de oameni. Și a stat așa, zis wow! Peste trei zile s-a întâlnit iar cu moartea, îngrozit și a zis, vai, moarte, dar mi-ai zis că omori uh, 500 de oameni și au murit 5.000. Păi zice, eu numai 500 am omorât, ceilalți au murit de frică. Pentru că te-ai dus tu să le spui că vine moartea în cetate, să omoare 500 de oameni. Dragii mei, acesta este adevărul. Îngrijorarea n-a schimbat niciodată nimic în istorie. Ea nu schimbă lucrurile, însă schimbă ființa ta, te nenorocește, te distruge. De aceea aș vrea să spun ceea ce au spus alții, am auzit și eu pe alții și mi-a plăcut asta. Îngrijorarea este ateism practic. Adică atunci când te îngrijorezi, de fapt în practici ateismul, nu crezi în Dumnezeul care îți poartă de grijă, care te duce pe brațele sale, care a zis, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Au suferit de asta și mari oameni ai lui Dumnezeu. anul ăsta se sărbătoresc 500 de ani de la reformă. Știți dumneavoastră că Luther însuși, un om al lui Dumnezeu, la un moment dat a fost copleșit de îngrijorările lui pentru că era în fruntea reformei și era atâta opoziție la reformă și la un moment dat s-a închis în camera lui deprimat și a păsat plin de îngrijorare. Și știți cum l-a trezit Dumnezeu? Prin soția lui, deșteaptă soția a avut Luther. Zice că la un moment dat l-a surprins, după ce a stat zile întregi închis în camera lui, soția lui a intrat dintr-o dată în cameră îmbrăcată în negru, din creștet până în tălpi, a era ținută de doliu. Și când s-a întors Luther de la ale lui, de la frământările lui, s-a întors pe ea și a zis, încă una, ce s-a întâmplat, cine a murit? Și ea a zis, a murit Dumnezeul lui Luther. Pentru că iată-l pe Luther, în loc să se încreadă în Dumnezeu, pentru el Dumnezeu a murit. Și atunci s-a trezit reformatorul și a zis, wow, Dumnezeul meu trăiește! Și a început să se încreadă în Dumnezeu cu adevărat. Dragii mei, obiceiul emoțional pe care trebuie să-l cultivăm în fiecare zi, să respingem îngrijorarea. Cu asta începe. Să respingem îngrijorarea. Spun lucrul acesta pentru că îngrijorările de obicei sunt datorate lucrurilor firii pământești. Și Roman 8,6 zice, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Tocmai de asta au nevoie cei ce se îngrijorează. veste bună. Dacă cineva își propune să se roge atâta timp cât se îngrijorează, imaginați-vă ce se întâmplă. Să te rogi atâta timp cât te îngrijorezi. Te îngrijorezi un ceas, să zici, na, las că mă pun eu la punct, un ceas de rugăciune îmi dau. M-am îngrijorat o noapte întreagă, n mă pun eu la punct. Noaptea următoare fac noapte de veche cu Domnul n-apuși să o faci ca dormi, după aia te prinde pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Dragii mei, haideți să înțelegem că dacă vine îngrijorarea, în modul cel mai simplu, ea trebuie respinsă și cum? Schimbă canalul. Adică nu trebuie să te lupți cu îngrijorarea, să stai... atunci când te lupți cu îngrijorarea, stai față în față cu uriașul și îl vezi. Nu trebuie să te lupți, decât schimbă canalul și în loc să te gândești la lucrurile care te îngrijorează, Concentrează-te la Dumnezeu prin rugăciune și post. Doamne, ajută-ne. Un obicei emoțional. Apoi. Doi. Un obicei spiritual. Știți care e obiceiul spiritual? Rugați-vă pentru toate lucrurile. Așa era cuvântul. Nu vă îngrijorați, ci. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Acum, dragii mei, când e vorba despre, despre rugăciune, sunt foarte mulți care au o problemă. De fapt, de aici a pornit ideea predicii de astăzi. Pentru că am stat de vorbă cu oameni care mi-au zis, da, dar cât să mă rog, cum să mă rog, dar nu prea știu cum să mă rog, ce să mă rog. E drept că unii știu să se roge foarte bine și pot să stea pe genunchi multă vreme. Alții pot mai puțin. Am o întrebare. Știți de câte ori pe zi se ruga Daniel? Când era la încercare, când i s-a spus să nu te mai rogi. De câte ori pe zi? De trei ori pe zi. De trei ori pe zi. Dragii mei, n-aș vrea astăzi să punem sarcini prea grele pe umerii nimănui. Dar dacă vrei să nu te mai îngrijorezi, trebuie să dezvolți obiceiul acesta spiritual de a te ruga pentru toate lucrurile. Așa spune textul acesta. Să te rogi pentru toate lucrurile. Ia uitați-vă. Astăzi am vrut să am mâinile libere, să nu stau la microfon, de aia mă pot mișca. Am luat microfonul acesta mobil, da? Asta înseamnă rugăciune. Așa facem când ne rugăm. Să o e simbolul rugăciunii, da? E atât de plăcut a te ruga, Ia uitați-vă, când te rogi, ce e asta? ce e asta? Inima. Adică semnal dragostei. Oamenii care descoperă ce e rugăciunea, vor iubi rugăciunea. O vor iubi. Și vreau să vă mai spun ceva, Dumnezeu însuși iubește rugăciunea. Și acum, dragii mei, n-aș vrea să facem pe eroi astăzi. Vă chem să dezvoltăm obiceiul rugăciunii, pentru că el e obicei anti-îngrijorare. Nu vă voi zice, fraților, haideți să ne rugăm. Am făcut altă dată cu tinerii din școala biblică și am zis, un ceas, ca așa a zis domnul în Ghețiman, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Era în școala biblică pe vremea aia. așa. Ziceam, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și am zis, nu se poate, trebuie să ne rugăm măcar un ceas în fiecare zi. Numai că de obicei, dacă zicem un ceas, pornim mâine dimineață, toți suntem cu un ceas. Marți dimineața, din toți știți câți mai sunt. Că s-au grăbit, că au pierdut tramvaiul, că s-au trezit târziu, că nu știu ce. Scade numărul. Peste ceva vreme scade numărul și mai tare, și mai tare, și mai tare. Dar ce ziceți dacă ne-am propune, să zicem pentru început, să ne propunem 15 minute de rugăciune pe zi. Ăștia care se roagă mult poate vor zice, frate, pe asta e puțin 15 minute. Da, dar ăștia care sunt foarte realiști și cinstiți cu ei înșiși vor zice, frate, adevărat e că nu m-am rugat 15 minute. Adevărat e că nu m-am rugat 15 minute. Și vreau să-ți spun cum. Dacă ne rugăm ca și Daniel să zicem 5 minute de 3 ori pe zi, 5 minute dimineața, 5 minute undeva la amiază și 5 minute seara. 5 cu 5 și cu 5, 15 minute de rugăciune. Frate, dar ce-i spun eu Domnului? Rugați-vă pentru toate lucrurile. Ia, uitați-vă, în mod practic, în mod practic, iertați-mă, e ca o lecție de copii, dar copii suntem și noi, ai Domnului, nu-i așa? Uitați-vă, ca să putem să ne rugăm pentru toate lucrurile, să luăm așa mâinile noastre. Uitați-vă, mâna mea stângă. Degetul ăsta îmi va spune pentru ce să mă rog. Ăsta e cel mai aproape de inima mea, nu-i așa? Mă voi ruga pentru ceea ce iubesc eu mai mult. Ce mi-e cel mai drag? Familia mea. Și ai mei, nu? Peștia mi-a dat Domnul. Și mă voi uita la. pentru ce să mă rog? Că nu știu cum să mă rog. Mă voi ruga pentru familia mea. Și fiecare dintre noi avem o familie. Și ne vom ruga pentru familia noastră. Să zicem îți ajunge un minut să te rogi pentru familie. Că dacă ei pe rând, soția, copilul ăla, nora, ginerele, pe cine mai ai, când stai să te rogi, ia gândește-te. Că -ți spun eu că nu-ți vor ajunge 5 minute, da? Am zis, haideți să fim rezonabili. Mă rog pentru familia mea. ăsta e degetul arătător. Cu ăsta arăt calea. Pe pământul acesta Dumnezeu a lăsat o instituție care e menită să arate calea omenirii. Și asta e biserica. De aceea vreau să vă spun, când ne uităm la degetul arătător, vreau să vă chem să ne rugăm pentru biserică. Pentru biserică, pentru cei ce slujesc în biserică, pentru cei ce predică, pentru cei ce sfătuiesc pe alții, să ne rugăm pentru păstori, să ne rugăm pentru prezbiteri, pentru diacon, pentru comitetul bisericii, pentru cei ce slujesc, pentru cei ce ne întâmpină la ușă, pentru toți dacă începem să ne rugăm pentru toți ăștia, ne ajunge un minut. Numai dacă vrem așa să generalizăm, să zicem, Doamne, pe toți din biserică vine Familie, biserică, ăsta e degetul cel mai înalt, cel mai vizibil, mijlociul. Trebuie să ne rugăm pentru cei, cei ce sunt cel mai vizibil, cei mai vizibili în societate. Zice Scriptura, rugați-vă pentru cei înălțați în îndregătorii. E datoria noastră. Haideți să învățăm să ne rugăm pentru cei înălțați în îndregătorii. Că vedeți câte la noi în țară. Domnul să ilumineze lumineze pe cei înălțați în îndregătorii. Domnul să ilumineze. Trebuie să ne rugăm pentru politicieni, pentru cei ce dau direcție lumea acestea, să nu dea direcție greșită. De aceea ne spune Domnul, rugați-vă pentru cei înălțați în îndregătorii. Aici e degetul inelar. Știți ceva despre degetul inelar? Faceți o probă acasă. Veți vedea că ăsta e mai slab. Cel mai slab e. Dacă încerci să faci o... Faceți o probă. Să vedeți cât puteți căra cu ăsta, cât puteți... Să vedeți ce slab e ăsta. E chiar mai slab decât micuțul ăsta. E slab. Știți la ce vreau să vă chem? Să învățăm să ne rugăm pentru cei slabi și neajutorați. Dacă ne rugăm și pentru ăștia, că noi îi cunoaștem, bolnavi, neputincioși, copii săraci, neputincioși, dacă începem să ne rugăm pentru ei, ne mai așa asta cel puțin un minut. Și apoi, degetul mic, ca să nu fim egoiști, ne rugăm și pentru noi, dar la urmă. Nu noi pe primul loc, așa ne învață Scriptura, căutați mai întâi alte lucruri și ale voastre vin ele. Să ne rugăm pentru noi înșine Fac o recapitulare ținând mâna stângă în fața dumneavoastră Familie Țineți minte Biserică Cei înălțați în Cei slabi și neputincioși Pentru noi Dar ce ne rugăm pentru noi Că pentru cine ne rugăm ne-a zis mâna stângă Mâna dreaptă ne spune Ce să cerem Pentru ce să ne rugăm și iarăși mă uit la mână asta, ăsta e cel mai aproape de inimă. Mă voi ruga Domnului să-mi dea o inimă după inima lui. Aici mă rog pentru mine, da? Mă voi ruga să-mi dea o inimă după inima lui. Să simt ca el, să gândesc ca el. Degetul arătător, care arată direcția, călăuzirea. Voi cere Domnului să-mi dea călăuzire să mă lumineze, să-mi vorbească din cuvânt, să-mi vorbească prin predică, să-mi vorbească prin cei din jur, să-mi vorbească în gândul meu. Degetul cel mai înalt, mijlociul, adică ceea ce se vede mai bine, mă voi ruga Domnului ca mărturia mea care se vede, orică e bună, orică e rea, ea se vede. Mă voi ruga și voi zice, Doamne, fă ca mărturia mea să-ți aducă totdeauna cinste și slavă. Amin. Degetul inelar, iertați-mă că eu n-am semnul pe el, așa pe vremea când ne-am căsătorit n-am avut posibilități de semne și după aia a rămas fără semne. Na. Dar pe ăsta de obicei se poartă semnul relației, semnul relației, mă voi ruga pentru relațiile mele, prioritar. Relație bună cu Dumnezeu, relație bună cu soția, relație bună cu copiii, relație bună cu biserica, relație bună cu frații, cu colaboratorii, cu vecinii și așa mai departe. Și la urmă. Și pentru nevoile noastre materiale. Nevoile mele materiale. Observați dumneavoastră, e simplu, dacă vrei să te rogi în mod sistematic. Dacă vrei să te rogi în mod sistematic, îți poți dezvolta obiceiul acesta al rugăciunii. Spun lucrul acesta ca să înțelegem fiecare dintre noi, că s-ar putea cineva să zică, dar cum să mă rog eu? Spune, spune acum dacă ți-ajung 5 minute să te rogi pentru toate aceste cauze, că mie nu mi-au ajuns să le prezint. Nu ți-ajung 5 minute. Dacă îți propui de 3 ori pe zi să iei toate acestea la rând și să te rogi dimineața, la prânz și seara, vei dezvolta un obicei anti-îngrijorare extraordinar. Încât vei fi fericit tu însuți. Te vei ruga mai mult decât te vei îngrijora. De aceea aș vrea să vă chem, dragii mei, să înțelegem fiecare dintre noi. E important să găsim un loc potrivit ca să putem să ne rugăm Domnului. Pentru că ceasul se învârte, am zis, un obicei emoțional, nu vă îngrijorați, un obicei spiritual, rugați-vă în toate lucrurile, apoi un obicei al inimii, pentru că vă rog să luați în considerare ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit. Ia uitați-vă ce spune. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Trebuie să dezvoltăm un obicei al inimii și ăsta este mulțumirea mulțumirea pentru ce? Pentru ce? Să nu ziceți pentru toate lucrurile, că nu așa am citit, ci în toate lucrurile, în toate lucrurile să aduceți mulțumiri. Nu pentru toate lucrurile, că nu poți să mulțumești Domnului pentru niște neghiobii pe care le-ai făcut, ci să mulțumești Domnului în toate lucrurile. Faceți diferența, vă rog, că nu vreau să insist asupra acestui lucru, dar trebuie să dezvoltăm acest obicei al inimii. Și ca să-l putem dezvolta, aș vrea să vă spun ceva. Ajută la formarea acestui obicei anti-îngrijorare. Cum să-ți dezvolți atitudinea de mulțumire a inimii? E temă. Începeți să vă faceți o listă cu motive de mulțumire. Încercați să puneți cel puțin 50. La unii le-ar trebui 5.000, 50.000, 500 de mii, 5 miliarde de motive, pentru că ai de ce să-i mulțumești Domnului. Și ascultă-mă, dacă îți vei dezvolta o listă cu motive de mulțumire, știi ce se întâmplă? Când vei sta și vei scrie, poți să-i mulțumesc Domnului că eu am ochi, că am trecut pe lângă cineva care nu vedea, îi mulțumesc Domnului pentru că am o biserică în care să mă închin. Îi mulțumesc Domnului pentru că am credință în Dumnezeu. Când le vei pune toate acestea una peste alta, vei înțelege, îți vei avea o listă în față și știi ce se întâmplă? Când începi să dezvolți acest obicei al inimii, mulțumirea, nu mai încape îngrijorarea lângă ea. Pentru că vei zice așa, pe Dumnezeul care mi-a purtat de grijă acum trei ani nu va purta el de grijă cum s-a schimbat Dumnezeu? Nu. Dumnezeu nu s-a schimbat. De aceea vom avea încredere, se va dezvolta în noi obiceiul acesta al inimii. Deci, obicei emoțional, obicei spiritual, obicei emoțional nu vă îngrijorați, obicei spiritual rugați-vă, obicei al inimii, mulțumiți Domnului în toate lucrurile și apoi un obicei al minții. Zice versetul 8 din textul pe care l-am citit. Versetul 8, știți ce spune? Încolo, fraților, tot ce este adevărat. Mă opresc numai la atât, uitați-vă că sunt multe. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat. Știți de ce ne îngrijorăm noi? Cum spunea cineva, 90 și nu știu cât la sută din lucrurile pe care, pentru care ne îngrijorăm nu se întâmplă niciodată. Dar știți ce facem? Facem niște scenarii extraordinare, plăsmuiri ale minții. Dar sunt adevărate astea. Astea sunt minciuni. Vine diavolul și zice, băi, te-a aici. Păi tu te îmbolnăvești, domnule, că am mai auzit pe unul care l-a jungheat și când s-a dus la doctor, a zis, e gata. Și vine diavolul și îți dă de gândit plăsmuirea ale minții, imaginații, lucruri neadevărate. Dar dacă vei dezvolta obiceiul acesta al minții, să zici, încolo, tot ce este adevărat, mă voi concentra asupra ceea ce este adevărat, nu asupra ceea ce nu este adevărat. Dragii mei, când ne concentrăm mintea spre ceea ce este adevărat și mă bucur mult că astăzi, îndemnurile de la rugăciune, cel puțin două dintre ele ne-au chemat să ne concentrăm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Ăsta e adevărat. Dacă noi ne vom umple mintea cu acest cuvânt, cu ce este adevărat, aceasta să ne însuflețească, ori dacă vom lăsa imaginația să ne însuflețească, vai ce se întâmplă peste două zile, vai ce se întâmplă peste trei zile, vai tu pici examenul, vai tu nu te mai măriți, vai tu nu mai poți, vai tu, așa, așa, așa. De ne vom concentra asupra acestor minciuni pe care ne le însuflă diavolul, ne vom îngrijora, de nu ne vom vedea. Dar dacă ne vom concentra asupra adevărului, cuvântului lui Dumnezeu, vom înțelege adevărul de genul, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Haideți să înțelegem așadar, dragii mei, numai pentru cei ce nu vreți să vă mai îngrijorați. Când veți ieși din adunare astăzi, puteți să luați această schiță în care sunt prezentate aceste patru obiceiuri anti-îngrijorare, inclusiv modul acesta de a ne ruga. Și vreau să vă chem pe cei ce nu vreți să vă mai îngrijorați. Haideți mâine să stăm într-o zi de post. Fiecare, așa cum știe și cum poate, înaintea Domnului, să aducă o zi de post și să zică, Doamne, eu nu vreau să mă mai îngrijorez, și vreau să arunc îngrijorările mele asupra ta. De aceea stau în această zi, într-o zi de post. Și după ce iei hotărârea aceasta, începe. Cu rugăciunea poți să începi de astăzi. Chiar dacă nu te rogi de trei ori, astăzi poți să te rogi de două ori, dacă nu te-ai rugat dimineața. Dar te-ai rugat la ora de rugăciune. Și începe să te rogi în acest fel pentru toate lucrurile. Adică nu numai pentru tine, ca asta, când te concentrezi asupra ta, atunci vine îngrijorarea. Dar când începi să te uiți la familia ta, începi să te uiți la biserică, începi să te uiți la uh, cei înălțați în dregătorii, începi să te uiți la cei slabi și neputincioși, atunci, dragul meu, vei vedea cum îngrijorarea face pași și se duce. Nu e drept să lași îngrijorarea să-ți demoleze fericirea. De aceea te chem în numele Domnului Isus Hristos, dragul meu. Angajează-te împreună cu noi în această campanie anti-îngrijorare și va fi ferice de noi. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și hotărâți să, hotărâți să cultivăm aceste obiceiuri anti-îngrijorare în viața noastră, să ne apropiem de Domnul acum la miez de zi, să ne apropiem de Domnul în închinare și apoi în rugăciune ca să-i spunem Domnului, Doamne, nu vrem să fim măcinați de îngrijorare, ci vrem, Doamne, ca Tu să ne ții și să ne încredem pe deplin în brațul tău.